lăsăm în centru. Adică pe unde? Pe unde? Da, pe nord. Pe Ploiești.
Tron, de Tron. Una din cele mai puternice locomotive din urmă. După Transmontana făcută la Craiova. Tu cu ce ai venit? Trenul? Nu, mă. Dar ai să vii de la Craiova până la... De la Craiova până la București e săgeată. Da, dar nu ți-am zis că am venit cu mașină. De altfel mai ajungeam eu de dimineață în acasă. Ai zis că sun? N-ai mai sunat. Uite, mă duc spre casă, drăgușele, să mă apuc de o țuică. Unde vă las? E bun, la prietine. Ia zi, schimbări de planuri, ceva tactice. Da. E, lasă că oricum nu trebuie să-i ceri duminică, că ne trebuie duminică. Dacă e pentru așa, vorbim atunci, știi? Da, drăgușele, da. Eu vezi că... A rămas stabilit. A rămas stabilit. Da, hai să ne organizăm, ca să nu ne doară capul. Deci n-a rămas așa, ce s-a primosește, cum ne-a zis, la Da, drăgușele. Mai vorbim până atunci, că eu mâine dimineața ți-am zis că vreau să mă duc la țară și mă întorc duminică dimineața. Da, da. Mai vorbim. Și tu faci planul de bătaie la el și vorbim după aia. Că trebuie bani de bilet, de tren, de... Da. Mi-am dat seama că de-aia nu mai suna, nici n-am vrut să te spun că mi-am dat seama că-mi târziu. Bine, că am stat și măcar am văzut ieri, dar mai bine până. Da, nu marci, mă, mi-am dat seama, de-aia nu am vrut să te mai sun. Băiatul, zic, spune eu ții că a zis la 3 și a plecat la 5. Bravo, mă, și apucă și încarcă. Da, drăgușele. Aia e, dar uite că te bagă și noapte. Și cu ce vii de acolo? Cu o... Că duc marfă și cu mașina ta înapoi. A, vii cu asta înapoi, iată că ai... Da, Da. Cu care ești tu acum? Care a pus Sandu cu ea? Da. Să sperăm că merge, dacă n-ai belele cu ea, dracu. Da, drăgușele,